Bună ziua, prieteni! Sunt pe intrarea Tudor Ștefan în Dorobanți. E chiar strada, pentru cei care nu știți, Petromul din Dorobanți. Strada în continuare după Petrom. Sunt străzile mai multe paralele, Puțul, Zanfir și așa mai departe. Am fost contactat de niște băieți simpatici din Brașov care și-au deschis un restaurant foarte interesant, o să-l vedeți imediat. Și vreau să le dau niște sfaturi de business, să își îmbunătățească afacerea, să crească și sunt de curând în București, ei sunt din Brașov. O să aflăm mai multe după ce intrăm în restaurant, ce fel de mâncare vând, cum pregătesc mâncarea. Sunt niște băieți tineri, entuziaști, studenți și chiar genul ăsta de afacere și îmi face și mie plăcere să pot să pun numărul și să îi ajut să se dezvolte. Sunt puțin îngrijorat, am venit acum pe stradă și văd că sunt foarte, foarte multe spații de închiriat aici pe stradă. Asta e prima observație care o am și a doua observație este că nu există parcare aici și este foarte, foarte aglomerat ca toate străduțele astea cu sens unic din Dorobanți. S-ar putea ca din această cauză să afacerea să fie afectată, dar vom vedea în momentul când mergem la spațiu. Haideți să mergem să vedem și restaurantul lor. După cum vă spuneam, uitați, și pe stânga și pe dreapta o grămadă de spații de închiriat. E aceeași poveste ca și pe Calea Victoriei, foarte puține locuri de parcare și acolo zici că e Calea Victoriei și vad comercial super bun, dar din cauza, uitați aici, din cauza că nu este parcare, este foarte, foarte greu. Sper că au și delivery, pentru că asta ajută foarte mult în locurile unde nu e parcare. Și o să vedem cu ce mai pot să-i ajut ca să reușească să-și îmbunătățească afacerea. Cred că e puțin mai în față restaurantul. Da? Primul lucru pe care îl văd ar trebui să-și pună o reclamă undeva pe stâlpul ăsta în față unde e parcarea. Ar fi bun pe stâlp și nu cred că necesită nu știu ce aprobări de la primărie. O reclamă cu o săgeată înspre restaurantul lor, pentru că dacă treci din mașină nu vezi pe dreapta. Restaurantul se numește Baghelo și e drăguț, terasa frumoasă, amenajată, umbră, hai să intrăm. Da, foarte drăguț amenajat. Haideți să vedem și înăuntru un restaurant. Bună ziua! Bună ziua! Bine ați venit! Băieții, am rugat să închidă un pic restaurantul, de-aia nu vedeți pe nimeni, salut! Pentru că să putem filma în voie, să stăm de vorbă. După cum vedeți, restaurantul are foarte multe mese și dacă discutam aici, se uitau clienții la noi și ne copiau și aici, mai deschideam nu știu câte restaurante la fel aici în zonă. Ce faceți, băieți? Bine, mulțumim! La treabă! Hai să începem cu ce fel de mâncare pregătesc ei, să mergem în bucătărie cu Osti, să vedem și meniul, să filmez și meniul un pic și să ne expună după aia, după ce filmăm partea de preparat, să ne povestească despre restaurant și despre business-ul lor. Am intrat în bucătărie aici, din cei trei băieți, Raul, am înțeles că e cel mai priceput bucătar și el de fapt gătește mâncarea și preparatele. Văd că e foarte, foarte curat aici și au o grămadă de echipamente. Cuptoare, hot, ce mai aveți, Raul, aici? Dospitor, partea de preparare a aluatului, malaxor, dospitor, cuptor. Ok. Partea unde stau la răcit până le putem pune în spațiul de depozitare. Mm-hmm. Și restul sunt spații de depozitare pentru bagels. Ce te-ai gândit să ne faci astăzi? M-am gândit să vă fac unul din cele mai vândute produse ale noastre, un cheddar egg, care este un produs de mic dejun. Mm-hmm. Cu omletă cheddar și roșii. Cheddar vine de la brânza cheddar, brânza, nu? Cheddar, da. Ok. Iar al doilea preparat o să fie un sandwich fără carne, pentru cei care preferă partea aceasta. Vegan. Un mozzarella bagel. Hai să vedem. Îmi și spui cum... Ok. Tăiem bagel și pentru început, după care o să punem partea de brânză pentru a se gratina un pic. Pâinea e făcută de voi? Da, pâinea este făcută de noi de la se zero. Se vede că nu e cumpărată, adică e o pâine mai specială de casă și arată foarte bine. De-aia te-am întrebat.
după care le punem în prăjitor. Astea sunt mai mult pentru micul dejun, Raul? În principiu da, dar avem și pentru partea de prânz sau seară. La ce oră deschideți voi? La 9 dimineața. Deci sunt oameni care comandă micul dejun? Da, chiar sunt. Vin aici sau și delivery? Se comandă foarte mult și pe aplicații, vin și pe sală. Este un mix. Sunt birou aici în zonă? Sau sunt cei care locuiesc aici? Avem comenzi și de la birouri, desigur, dar și de la vecini, poate oameni care locuiesc în zona aceasta. Cât timp durează de la comandă până este servit clientul cu preparatul respectiv? În funcție de produsul dorit, undeva între 5-10 minute, depinde foarte mult și de numărul de comenzi active. Uh-huh. La moment. Dar nu mai mult de? Nu mai mult de 10 minute. Indiferent că sandwich-urile astea care faci sau ceva mai complicat, mai sofisticat? Da, cam toate au aceeași medie, nu e o mare diferență între ele. Lucrez la două mâini, la două plite. Te mai ajută unul din asociații tăi, unul din colegii tăi sau de obicei faci tu doar singur în bucătărie? În general sunt singur în bucătărie. Și dacă sunt foarte mulți clienți, mai... Atunci da, la partea de ambalare mai mult. Cu ce firme de curierat lucrați? Bolt Food, Glovo și Taz, cu toate care sunt disponibile pe aplicație. O să discutăm mai târziu un pic și de partea de delivery. Care e diferența de bacon și șuncă? Procentul de grăsime și partea de afumare. Noi în Ardeal, unde am crescut eu, Timișoara, Arad, șuncă îi zicem care nu e slănină, care nu e criță, știi? Da. Deci avem două categorii de produse. Șuncă și slănină. Și mai departe, șunca nu mai are subdiviziuni. Și mai pui condimente? Doar sare. Asta e o rețetă clasică sau ai mai adăugat tu ceva sau ai mai făcut tu ceva la ea? Sunt gândite de noi în mare parte. Avem și câteva rețete clasice care sunt... Care le-ați lăsat așa, nu le-ați modificat deloc de cum le-ați... Exact. Iar câteva le-am... readapta noi în funcție de ce ni s-a părut nouă, că este mai ok pentru toată lumea și mai bun. Toate produsele sunt în chiflă de astea care le vindeți voi? Da, totul. Numele restaurantului ce înseamnă? Numele restaurantului vine de la bagels, care este produsul de bază. Ce înseamnă bagels în românește? Tradus motamo înseamnă covrig. Covrig? Da, tradus motamo înseamnă covrig, dar face ca și referință, este de fapt un sandwich. Procesul de producție este similar cu cel al covrigului. De aceea se transpune... Și compoziția, nu? Compoziția... Compoziția aluatului este similară. Asupra aluatului am intervenit un pic la partea de proces. Am modificat o mică parte a procesului pentru că cel original american este un pic mai greu de mâncat, are o structură mai dură și noi am încercat să facem o structură mai moale pentru a fi mai ușor de agreat de toată lumea. Ați adaptat practic la gustul românilor. Exact. Produsul american. Reinterpretat. Și acolo încălzești chifla, nu? Da, acolo încălzim și totodată se topește un pic și partea de brânză. De cât timp gătești, Raul? De un an și jumătate. Intensiv. Ce înseamnă intensiv? Adică în fiecare zi, în fiecare zi. Că văd că ai o anumită dexteritate, de-aia te-am întrebat, că se vede că nu ești începător. Da, nu sunt nici cel mai mare experimentat, dar mă descurc. De gândi să duci la șef la cuțite să faci un preparat? Încă nu, sunt la nivelul la care să pot să mă prezint acolo. Păi mulți se duc la un nivel foarte incipient, doar mai mult ca să învețe, știi? Adică au un preparat al lor cu care vor să treacă, să ajungă în echipe și după aia de acolo se învață meserie. Adică furi, cum zice domnul Dragnea, gătitul se fură, nu se învață. Corect, este un... Ai văzut că domnul Dragnea a făcut... de asta de bucătar pe YouTube, un fel de Jamila. Da, un canal de... Când știi că e gata acolo? Ah, se aude da. Alarma.
s-a topit frumos brânza. Arată petisant și ouă ăsta. Acesta este gata. Super. Îl servești așa, tăiat în două, da, nu? Da. Ce conține sosul, ai zis? Este un pesto de fistic prăjit. Ce înseamnă pesto? Numele vine de la compoziția lui? Da, este un sos pe bază de parmezan, ulei de măsline, fistic prăjit și sare. Știu că e din Italia, da, este preluat din Italia. Foarte bine arată și e o rețetă simplă și rapidă. Adică pentru un breakfast, de obicei ce mai comandă oamenii la breakfast pe lângă... Cele mai apreciate sunt cele cu ou pe partea de breakfast brunch, dar totodată și restul din meniul nostru este destul de comandat atât pe partea de mic dejun cât și de prânz. Pentru că din punct de vedere cantitativ chiar țin loc de o masă. Clar, clar. Adică arată destul de consistent. Cât costă Raul o chiflă de asta cu cheddar asta? Cea cu cheddar pe locație este 25 de lei. Ok. Iar pe aplicații un pic mai scumpă din cauza că mai am comision. Da. Uh-huh. Păi hai să mergem atunci să povestim un pic. Okay. Bem o cafea și stăm de vorbă. Ne-am așezat aici un pic cu băieții, vreau să-i cunosc mai bine, cu băieții și cu fetele, nu? Da. Sunt trei băieți și o fată, asta e echipa restaurantului. Vreau să le ascult poveștile, vreau să văd de unde au început, cum au ajuns în business-ul ăsta, de cât timp... Vă rog să vă prezentați. Cum vă numiți? Marinescu Radu. Sebastian Brumari, mă numesc. Eu sunt Marinescu Raul, fratele lui. Sunteți frați voi? Da, 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 da. Și Diana Catrangiu. Diana Catrangiu. Toți sunteți din Brașov? Da, da. Cum v-a venit ideea cu restaurantul? Ați avut vreo tangență? Ați avut părinți în domeniu? Sau ați lucrat la vreun restaurant? Sau de unde v-a venit Nu, n-am avut pe nimeni din familie în domeniu, dar eu am plecat în 2021. Câți în America. Câți scuze că asta am uitat să întreb. 23. Eu am 25 de ani. 25 și eu. Și 22. Deci împreună aveți 100. Da, exact. Așa? Și am plecat în America? Da, am plecat. Când? În 2021, în vară. Cu școala? Da, cu Work and Travel se numește programul și acolo... E greu să pleci cu Work and Travel? Nu, nu este. Ce trebuie să faci? Adică cineva care e student și vrea să plece cu Work and Travel în vacanță, trebuie să aplice pe un site, da, sau un... Da, trebuie formular? Să vorbească cu agenție. Eu am vorbit, de exemplu, cu American Experience și de acolo ei te îndrumă. Sunt agenții specializate pe chestia asta? Da, exact, exact. Și trebuie să-ți faci anumite acte, să plătești o anumită sumă ca să poți să pleci. Tu mai ești student acum? Da, da, la da, ce facultate? La informatică. La Brașov? Nu, sunt la Suceava. La Suceava? Da, 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 exact. Am avut un parcurs mai ciudat. Și... Ce înseamnă parcurs mai ciudat? Adică eu m-am mutat în foarte multe orașe din România, jucând fotbal până la vârsta de 21 de ani. Ai jucat fotbal profesionist? Da, da, da. Și... Și de ce te-ai lăsat de fotbal? Că se câștigă foarte bine fotbal, mai bine ca și cu restaurantul. Pentru că a trebuit să fac o alegere între facultate și fotbal și... La 20. Ai zis că facultatea e pe termen lung și fotbalul e pe la 30. Da, exact, ani, exact. Și am vrut să fie cât mai pe termen lung viața mea, nu să mă gândesc numai pentru momentul actual. Mai puțin fotbaliști informaticieni, am auzit. Da, exact. Și ce ani ești acum? În anul 3. Și la Suceava te-ai dus ca să joci fotbal acolo? Da, 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 făceam în paralel. În perioada aceea făceam și fotbal și mă duceam și la facultate. Foarte și interesant, foarte interesant. De aia m-am dus. De cât timp joci fotbal? De la ce vârstă? De la 5 ani. Wow. Și prima echipa la care juca profesionist, adică la Astra Giurgiu. Legitimație cu da, Astra. Astra Giurgiu. Astra Giurgiu? Da.
Și bine, acum echipa nu mai există, s-a desființat, numai că asta era se întâmplă. Era Nicolae, nu? Patron. Da, 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 exact. În 2018. Știu că au avut un parcurs spectaculos, de când, pentru că la fotbal, dacă bagi bani mulți ca și patron, poți să urci echipa foarte... Da, poți să urci foarte ușor. Ușor. Da. Și am făcut alegerea aceasta să mă duc la facultate și am putut, timp de un an... Să merg în paralel. Da, să merg în paralel, dar am văzut oportunitatea aceasta cu America și în momentul acela am zis, a trebuit să fac o alegere. Ori plec în America, ori rămân cu fotbalul și am preferat totuși să... Deci ultima de școală la Suceava. Da, exact. Și de acolo am ajuns în America... Vara, în vacanță, da, nu? Așa funcționează. Da, exact. Am ajuns, am impresia pe 23 iunie 2021 și acolo am început să lucrez la un restaurant mai întâi. Și acolo am cunoscut anumiți români care lucrau la un bagel shop. Și... Bagel? Da. Bagel shop. Da, okay. Exact. Și... Ce spuneai tu? Că înseamnă covrig, dar de fapt i-a luat-o de covrig pus într-o chiflă. Da. Nu asta da. Înseamnă bagel. Exact. Și e, conceptul nostru e o reinterpretare a ce am văzut în America. Okay. Am încercat să îmbunătățim rețeta și să o facem pe placul românilor. Acolo agenția care te-a dus te-a întrebat unde vrei să lucrezi, în construcții, în turism, în restaurant, nu știu ce ți-ai ales tu sau cum se procedează. Acolo poți să lucrezi strict în partea de Horeca. Nu, nu ai... Cei care merg cu work and travel strict lucrează în partea de Horeca. Da. Nu ai voie să lucrezi domenii. Da, în construcții sau nu știu, jobul. Am dat un exemplu ipotetic ca să înțeleg exact ce te-a determinat să lucrezi în bagel shop-ul ăsta, adică... Da, și cum ziceam, am ajuns la un restaurant. Restaurantul acesta nu avea treabă cu bagels-ul, dar am încercat să-mi găsesc un al doilea job. Și când... Cât timp ai lucrat în primul restaurant unde te-ai dus? Nu, am lucrat pe tot parcursul B. Pe toată perioada. Da. Numai că la 3 sau 4 săptămâni mi-am găsit și un al doilea job. Dar tu te-ai dus chitit să înveți acolo și să-ți faci restaurant sau a venit așa pe parcurs? Nu, a venit pe parcurs. Personal nu știam ce înseamnă bagels când am ajuns acolo. Deci n-ai zis, bă, mă duc în America, fur rețetele aia, vin apoi, îmi fac un restaurant și sparg piața. Nu, n-a fost asta planul. Am înțeles. Nici pe departe. Și am început să lucrez și la bagels. Mi-a plăcut foarte mult conceptul. Mi-au plăcut foarte mult combinațiile de gusturi și ce... Ce oferă produsul în sine? Ce făceai tu concret acolo? A luat. Te-a învățat cineva, ți-a făcut un training sau a zis, bă, uite malaxor acolo, uite făină, apa, da, bă, am avut un mic training, numai că am prins. Cât a durat trainingul respectiv? Undeva pe la 2 zile, ceva de genul. Și după am început încet să-mi dau interesul, să învăț tot ce se pune, cum se dospește aluatul, cât trebuie să lași și toate detaliile. Și după am început să fac cam totul, adică am ajuns să fac și partea de cât sandwich. Câți angajați erau în localul respectiv? Cred că eram undeva la 25, cam așa eram. Și toți făceați de toate, cum zici tu că ai început să faci și de aia și de aia? Nu, de obicei era de obicei fiecare... În America știu că fiecare e specializat pe anumite chestii. Da. Numai că eu dându-mi interesul am încercat să învăț cam totul. Că... Și te-au remarcat cineva, un șef de acolo, un supervisor sau cum te-au lăsat să faci mai multe de toate? Pur și simplu prin... Faptul că mi-am dat foarte mult interesul și de acolo oamenii au prins încredere în mine. Nu te-au luat colegii, că de obicei când unul muncești, bă, dar vezi că ne vede șeful și ne pune și pe noi să muncim la fel de mult. Te-au tras de mânecă. Nu, chiar n-am avut probleme. Așa suntem pentru colectiv. Când unul face și de-aia și de-aia, bă, dar iau și tu mai ușor, că ne pune și pe noi să facem ca tine, știi? Cam așa se întâmplă. Nu s-a pus problema, că nu am avut. Deci am fost invidie. Nu. N-ai simțit invidie, cum să zice? Nu, pentru că a fost ceva voit. Adică am vrut să fac asta, a fost o alegere, nu m-a pus nimeni după să fac asta. După cât timp ți-a venit ideea, bă, uite că e o oportunitate și vreau să învăț mai bine ca să-mi deschid și eu ceva în România. Cam după două luni jumate, cred că mai aveam de stat acolo undeva pe la 3-4 săptămâni și am zis, wow, de ce nu aș putea să încerc să fac asta și la noi? Numai că am încercat să facem pe placul românilor, adică tot ce am făcut a fost strict ca să luăm un concept din America și să-l aducem în România, dar să-l facem pe placul românilor. Să-l mulez pe piața românească, exact. Și pe mentalitatea și pe gustul românesc. Am încercat combinațiile să Raul fie... a fost și el acolo cu tine? Sau? Nu, Raul nu. Deci fost. Tu l-ai învățat când ai venit înapoi? Da, exact. L-am învățat tot ce trebuie. Tu ești totul din Raul? Da. Unde? Eu sunt în Brașov. La ce? La ARE, autovehicule rutiere. Ah, nici nu știam că mai există facultatea asta. Da, este în continuare. Era înainte la transporturi, era o secție aici în București, era facultatea de transporturi și una din... Asta era autovehicule rutiere. Dar asta e doar autovehicule rutiere, așa se numește facultatea? Da. Ce an ești? Tot trei. Da.
Așa, ai venit acasă, ești, bă, Raul, gata, gata, o punem, trebuie, nu? Da, trebuie să facem. Trebuie să... Și de ce ai zis, Raul? Ai vrut de la început sau ai zis, bă, mi-e frică, nu mă bag, nu vreau să... Nu, am vrut de la început, sincer. Ai vrut de la început, nu? Nu am avut nimic împotriva. Dar voi ați avut o idee de la înainte, bă, trebuie să ne deschidem o afacere în facultate sau ceva? Adică nu a venit niciodată, totul așa, spontan, natural, cum da, a venit, nu? Nu, nu ne-am gândit. Nu v-ați făcut un plan? Nu. Bun. Ați discutat, ați zis, bă, gata, hai să facem și noi. Bagel se numește? Bagel, nu? Zic da. Bine, ok. Și? Cum ați început? Ați făcut un plan de afacere? Ați pus pe hârtie? Nu, n-am făcut niciun plan de afacere, n-am pus nimic pe hârtie. Și am căutat un spațiu și am început să-l amenajăm pe gustul nostru. Dar n-ai pus tu costul, bă, cât mă costă spațiul? Chirii atâta, ai atâta, ai atâta, nimic, a? Nu, nimic. Deci a fost pe urecheală la început. Da, exact. Da, a fost chiar... Nu ne-am gândit la foarte multe aspecte. Și ați închiriat un spațiu în Brașov? Da, în prima fază, da. În centru, Piața Sfatului sau mai într-un cartier, pe undeva? Era tot în centru, numai că era în zona zero. Nu era chiar în Piața Sfatului Republicii. Era în centru, dar... Pe străduțirea da, adiacente, ceva nu? De genul, exact. Și am dat drumul la treabă. Adică am lucrat foarte mult la Bagels, adică la chiflă în sine, ca să o aducem la stadiul la care e acum, timp de, nu știu, 5-6 luni. Hai, povestește-ne la început, adică ați închiriat spațiu, v-ați cumpărat utilaje, aveați destui bani, v-ați împrumutat, ați luat credit de la bancă, ați luat de la prieteni, de unde ați luat? Nu, au fost bani personali. Cât a fost investiția inițială? Undeva pe la 30.000 de euro. Adică nu a fost o investiție foarte, foarte mare, dar nici una de neglijat. Dacă ai bani, nu e mare. Dacă ai bani, e foarte mare. Da. Depinde de buget și depinde... Înseamnă că s-a câștigat bine cu fotbalul. Nu. Dar au fost mare parte bani câștigați în America, plus ce mai aveam strâns. Cam ce salariu se dă pentru un student care merge acolo la... De la... 2000 de dolari? 1500? Nu se plătește așa. Ești plătit la oră. Pe oră? Da. Și cu cât mai muncești mai mult... Adică te lasă muncești dacă vrei tu 17 ore sau 16 ore? Sau interzice legea muncii? Nu, legea nu interzice, dar pleci undeva de la 13, 14, 15 pe oră și poți să ajungi la mult mai mult în funcție de poziția pe care o ocupi. Da, și de cum te înțelegi. Deci dacă muncești 10 ore, ai 150 de dolari pe zi. Da, exact. Veni. Și câte zile pe săptămână? 5, 6, 7? Câte lucram eu? Da, câte zile, da. 7 zile lucram. Wow. Deci ai tras un pic, n-a fost foarte simplu să lucrezi 7 zile câte 10 ore pe zi. Nu, 10 ore e puțin. Cred cât lucrai? Lucram 15, 16, 18, depinde asta de muncă în sine. După aia mai aveam și o perioadă în care făceam o oră de unde stăteam până la... Deci tu 2 sau 3 luni de zile ai lucrat în fiecare zi 7 zile pe săptămână 15, 16 ore pe zi, nu? Da, în general aveam cam o dimineață, două libere, dar... În rest, înseamnă că te-ai dus foarte hotărât, foarte ambițios și ai știut ce ai vrut. Adică nu te-ai dus pe acolo să te plimbi, să te distrezi, asta, te-ai zis, bă, mă duc la muncă, fac niște bani și bă, și ce fac după aia, asta a fost planul, nu? Da, nu m-am dus cu gândul ăsta să mă plimb. Deci ai investit niște bani munciți greu și cu efort mare. Destul de mare, da. Ok, revenim. Deci ați investit 30.000, v-ați cumpărat utilaje, nu? Cuptor, ce ați mai avut nevoie? Frigider? Dospitor, mese reci. Ce ai văzut pe acolo, că avea oia? Exact, exact. Cam ce am văzut acolo am... N-ai încercat să iei niște rate de la firmele astea de care vând utilaje? Că ei de obicei mai dau așa, un an, pe doi... Nu. Nu. Deci ați dat cu banii jos, ați dat utilajele și... Am vrut să știu că dacă... Ce suprafață avea spațiu acolo? Undeva pe la 55 de metri pătrați. Era relativ destul de mic în comparație cu ce am reușit să facem aici. Cum v-ați promovat la început, când ați deschis? Prin ce mijloace? Astea clasice? Da, rețele de socializare? Da. Facebook? Postări? Exact. Cine se ocupa de chestia asta? Adică noi, cine e bun? Noi, voi. Personal. Fiecare. Adică nu... Mai făcea o poză? Mai posta? Mai... Da. Ați avut și angajați sau doar voi ați lucrat? Da, am avut și angajați. Am avut doi angajați, cam așa aveam. Și Raul de la început s-a băgat la bucătărie? Adică el a zis, bă, tu te bagi la bucătărie? Da. Practic tu ai lucrat acolo și tu erai mai în măsură. Și, dar el e mai talentat la bucătărie, nu? Sau nu neapărat? Nu, dar am vrut să învățăm toți, adică să facem toți. Toți de toate. Toți care suntem implicați aici, adică să știe să facă tot. Adică în caz că se întâmplă ceva cu unul, nu poate să vină într-o zi, să poată celălalt să-l suplinească și să-i facă jobul, nu? Da, exact, exact. Și cât timp ați funcționat în Brașov? Timp de 9 luni. Și printr-o conjunctură am ajuns la București.
în primele luni vă scoteați cheltuielile, adică vă acopera chiria și salariile și curentul și tot? Nu. Nu? Nu. Deci mai aduceați bani de acasă? Da. Cam câți bani aduceați de acasă? Aproximativ, undeva pe la, nu știu, 2000 de euro, 3000 de euro. În fiecare lună? Da. Depinde de lună și depinde de... Am avut și luni bune și luni mai puțin bune, adică n-am avut... Dar o medie de pierdere a fost cam de 2000 de euro pe lună. Da, cam acolo, cam poate 1000. N-ați intrat în panică după prima lună sau după a doua? Nu, pentru că nu am plecat cu gândul de a face bani. Deci ați fost conștienți la început că la început va fi greu, că s-ar putea să pierdeți bani. Nu v-ați făcut planuri că după 3 luni vă luați Ferrari și plecați în vacanță, nu, și o să muncească angajații, nu, pentru voi. Și cam așa visează ăștia antreprenoriatul, știi? Bă, deschid ceva, stau 2-3 luni acolo, după aia las băieții la muncă și eu mă duc în Maldive cu gagica. Nu, nu are nicio treabă. Ne-am implicat 100% din prima zi și până în prezent, toți. Adică nu cred că există o rețetă să faci anumiți pași și să ai succes. Nu cred în lucrul ăsta. Trebuie să o iei treptat, să-ți asumi anumite lucruri. Eu tot spun la copiii ăștia cu care tot stau de vorbă, ba că mă duc să fac un seminar pe la facultate, ba pe online sau asta, spun, bă, cam 10 ani de zile trebuie, orică lucrezi într-o corporație, orică lucrezi la firma ta proprie, antreprenor sau orice ești tu, cam 10 ani ca să ajungi la maturitate, să poți să ai un confort psihic, financiar și să poți să fii ok, știi? Cel puțin 10 ani. Deci a funcționat 9 luni de zile, în ultimele luni a fost tot pe pierdere sau ați început să fiți? Nu, am început să fim din... Da, la un moment dat ajunsesem chiar foarte fac bine. Fac și o cărăduțoiu cu break-even, să fiți pe zero. Să fim pe zero, exact. Am ajuns să fim pe zero. Să fiți pe zero și de ce v-ați răzgândit și ați bă, gata, plecăm la București? Care a fost... Din cauza spațiului, că era foarte mic și nu puteam să extindem bucătăria și am... Încerca să căutăm spații în Brașov și așa și ne-am gândit dacă Bucureștiul probabil e o oportunitate mult mai mare decât Brașovul și așa am ajuns să venim aici și să încercăm un proiect mai mare și... Care au fost costurile de mutare? Că presupun că voi ați investit niște bani în spațiul respectiv, adică mă gândesc că ați măcar o sugrăveală sau ceva, adică nu pur și simplu v-ați pus utilajele și nu ați băgat bani, ați băgat ceva bani, da, în Brașov băgat, acolo. Deci ăia iarăși i-ați pierdut, nu? Da, când ați da, de acolo, clar, bă, clar. Nu mai poți să-i varul de pe pereți sau, da. Sau gresia de pe jos, da. Și nu. Mă gândesc că odată că ați pierdut banii acolo și după aia când v-ați mutat aici din nou a trebuit să mai renovați un pic, da, nu? Am venit cu o reinvestiție destul de mare. Ăsta mobilierul care e aici e dus din Brașov sau l-ați cumpărat, nu, l-am cumpărat aici? L-ați cumpărat aici? Da. Avem anumite piese și din Brașov, numai că într-o proporție, nu știu, de 70% am cumpărat. Dar ce ați reușit să recuperați? Utilaje, presupun, nu? Alea l-ați utilajele, scaunele, mesele. Aha, ok, ca să... Diminuați costul de... Să diminuăm costul de aici. De mutare, la, de... Da, 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 de relocare. Aici de cât timp sunteți în spațiul ăsta? Avem 3 luni. De, de curând, acum v-ați mutat. Da, 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 exact. Ok. Și după 3 luni, care e concluzia? Adică ce probleme ați identificat? Ce credeți că ar trebui îmbunătățit? Sau de ce probleme vă confruntați? Poate vă dau un sfat să treceți peste ele? Cred că cel mai important... aspect ar fi marketingul, că nu ne-am ocupat foarte bine de marketing. Da, nu ne-am promovat aproape, spre deloc. Uh-huh. Și de-aia aș fi vrut să ne dați un sfat pe partea de marketing. Da, am un băiat foarte bun care a făcut un podcast și are o agenție de marketing, e și la mine pe canalul de YouTube. Și mi-a mărit cifra de afaceri, deși n-am mai schimbat nimic la Conac de multe luni de zile, nici bucătarul, nici chelnere, nici mâncarea, nici tot. Și ne-a mărit cifra de afaceri cu vreo 30%, deci e un băiat foarte, foarte ok și o să vi-l dau și vouă să înceapă să vă facă marketing și eu cred că nici nu e scump și are și idei foarte bune, are o echipă tânără, niște copii tineri, așa ca cum sunteți și voi și cred că o să facă treabă foarte bună. După cum arată produsul, arată foarte bine, să-mi aduci și un meniu, te rog, Raul, să ne uităm un pic și pe meniu, ca să discutăm și meniu. Am zis Raul intenționat că dacă te trimiteam pe tine, cel mai că-s misogin și singura femeie de la masă o pune să... Da. Câte produse aveți în meniu? Undeva... Ca mâncare? Uitați, meniul de mâncare este chiar aici. Aici, ăsta. Da, 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 exact. De aici până aici, nu? Da, 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 exact. Deci avem breakfast de la 9 la 14, nu? Da, da, da. Bacon, ou, cremă de brânză, bacon, egg and cheese, bagel. Ia ce... Nu, cedarul este. Cedarul. Ok. Bacon. Chorizo, guacamole, ouă roșii feliate, guaca, egg, bagel.
cheddar egg bagel, ăsta e care l-avem noi pe masă, da, aici, da, nu? Da, exact. Și hummus egg bagel. Hummus de edamame? Da. Nici n-am mai auzit așa ceva. L-ați inventat voi sau l-ați adus din America? Nu, 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 e o rețetă românească. Da? Nu i-a adus din foarte America. Foarte interesant, hummus de edamame, adică sună foarte, foarte interesant. Și astea sunt pentru prânz, nu? Da, exact. Deci aveți Italian bagel, Spanish bagel, ham bagel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 produse, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aveți destul de multe. Da, avem o varietate destul de largă. Se comandă toate astea, Raul, da, sau aveți câteva produse care lumea le preferă? Sunt câteva care sunt favorite, dar toate din meniu se comandă, sincer. Numele cum le-ați găsit? Le-ați creat voi? Le-am creat noi. Foarte frumos. Sună foarte interesant. Am încercat să facem niște nume intuitive în funcție de ce conține sandwich-ul. De exemplu, mushroom bagel conține roșii, nu? Da, ciuperci și chicken, da, pui. Hot bagel, aveți și reci? Sau de ce a zis hot bagel? E spicy sau din ce cauză? Da, e spicy, exact. Din cauza asta. Da, ca să fie intuitiv. Aha. Tuna și ăsta ultimul, PBI. PBG. Da, are unde arahide și gem. E J ăsta? Da. Că eu nu mai văd. Da, e J, da, aveți dreptate. Unde arahide, dulceață de fructe, de pădure. Și aveți și desert? Da. Avem ca desert, îl avem chiar pe acela pe care l-ați menționat mai devreme. A, văd că mai aveți și aici și altele. Deci aveți 20 da, de produse. Da, acestea sunt tot pe bază de bagel, numai că sunt burgeri. Burgeri. Păi care e diferența? Că nu mă pricep, că nu prea sunt consumator de burgeri. Ăsta nu-i tot burger? Nu. Care nu. Diferența? E diferența din diferența? Compoziția aluatului. Aluatul pâinii. Da, exact. În rest sunt ingredientele ca la un burger normal. Ai o chiflă de burger? Nu, e exact aceeași. E aceeași. Da, da, da. Chifla este exact la fel. Compoziția dinăuntru? Da, compoziția este adaptată la burger, adică conține o chiftea de vită și salată, cheddar, mozzarella, depinde de. Aveți garnituri cartofi prăjiți, french fries și? Doar cartofi prăjiți, amin, ca okay. Garnitură. Nu, am văzut două chestii aici. Sunt simpli sau cu parmezan. Da. Ok, am înțeles. Și aveți clătite, dulceață de fructe, sos. Sunt clătitele americane mai mici sau mai mari românești? Ce clătite aveți? Pancakes-ul clasic american și cu tot felul de flavor-uri care le... Dar îl faceți voi, adică că am văzut că ei de fapt cumpără semi-preparat și îl bagă la... Și aluatul de pancake este făcut de la zero. Am mai încercat la hotel să mănânc, dar nu pot să mănânc, adică n-are gust. Dacă îl faceți voi, sunt convins că e alt gust și probabil că e un gust de casă. Sosuri, văd că aveți foarte multe, de trufe, de sos picant, de maioneză. Înghețat o faceți voi sau o cumpărați? A, nu e înghețată, e ice coffee, scuze. Da. Aș fi mâncat o înghețată și am văzut ice cream. Îmi fuge imaginația. Ice coffee, da. Hot drinks, milkshake, caramel crunch, pina colada, aveți o grămadă. Da, e un meniu destul de diversificat. Și cum vă împărțiți în timpul zilei? Adică Raul Clari la bucătărie, nu? Și voi doi la servire, nu? Nu, aici încercăm să facem toți de toate, adică dacă e nevoie de încă un om în bucătărie, ne ducem noi și îl ajutăm pe Raul, dacă e nevoie de cineva pe sală, mergem și încercăm să facem de toate, adică să avem un circuit cât mai... Am înțeles, Raul, că vorbeam în bucătărie de delivery, că face și delivery, da. Că vorbeam de timpul, de preparare. Cum vă înțelegeți cu firmele astea care fac delivery? Adică... Nu vi se pare că vă jecmănesc, că vă iau prea mare comision? Că am mai vorbit cu, și cu alte restaurante și cu asta și ziceau că sunt și care au și 30% comision. Da, exact. Sunt comisioane destul de mari, dar totuși te ajută. Că te mai cunoaște lumea de pe aplicație. Adică am avut destui oameni care au văzut produsul nostru și le-a plăcut cum arată și au venit în locație și l-au mâncat. Am văzut și foarte mulți străini de ăștia, nu știu, Sri Lanka sau de unde sunt, pe biciclete de la delivery și asta, care nu prea știu românește și... Da. N-aveți probleme cu ei, cu comunicarea? Nu, nu. Sunt de foarte multe ori dăm de băieți foarte ok. Și chiar au învățat, adică știu anumite produsele cuvinte. Produsele și... Da.
Și știu, adică își fac treaba destul de bine, nu vin cu bicicleta sau cu mașina sau cu ce vin? Și cu mașina și cu bicicleta, și da, cei mai mulți cu bicicleta. Am remarcat că vorbeam când m-a filmat Costea acolo că o mare problemă la voi este cu locul de parcare. Și probabil că așa cum clienții n-au loc de parcare și ar trebui cumva făcut ceva, pentru că produsele voastre văd că sunt excepționale și chiar n-aș vrea să nu vină cineva din cauza că n-are unde parca. Și cu curierii, cum vă descurcați dacă vin cu mașina sau ceva? Unde parchează până le pregătiți voi? De obicei găsesc loc, da? Pe stradă, da. De cele mai multe ori. Da, da, sunt. Nu am avut probleme de genul cu curierii. Și în general vin pe bicicletă, adică într-o proporție destul de mare sunt pe bicicletă, scooter sau... E păcat că ne-au produs așa de bun ca vostru și sunteți așa profesioniști și entuziaști și tineri și cu drag de muncă să îți afecteze afacerea locul de parcare, știi? Adică pe viitor, nu știu, peste un an de zile sau ceva, ar trebui să vă gândiți să vă relocați sau să lăsați aici să mai deschideți și în altă parte undeva unde e loc mai mult de parcare. De desfășurare, da. Clienții voștri în general sunt... tineri, vârstă medie, din zonă... Avem toate categoriile. Toate categoriile, nu? Da, exact. Nu avem o nișă a unor oameni. Vin din toate categoriile. Nu pot să zic că a venit, nu știu, o persoană azi de 30 de ani și mâine de 50. Și după ce terminați facultatea o să profesați și sau mergeți în continuare cu business-ul ăsta și vreți să-l extindeți? Care e planul de viitor? Planul de viitor încercăm să extindem business-ul cât putem, dar e foarte bine să ai și o facultate ca să ai și un plan B pentru orice eventualitate. Just in case, nu? Da. Plus că îți formezi un networking de oameni cu care poți să te ajuți, care vor merge în diferite domenii de activitate. Că foarte puțin o să meargă în domeniul în care au făcut facultatea. De obicei, să zic așa, 30-40%. Restul merg în alte domenii sau fac un master pe alte specializare și se duc în... Facultatea ajută foarte mult pentru a cunoaște oamenii și pentru a te ajuta de ei după aia pe viitor. V-ați gândit după ce o să înceapă să meargă mai bine și mai bine, mai bine să faceți și în franciză, adică în sistem de francize, să dați și la alții? În momentan nu ne-am gândit la asta, dar pe viitor suntem deschiși la orice. În momentul când te gândești, ar trebui de la început cumva să ai un brand foarte clar și înregistrat ca să nu ți-l copieze cineva pentru franciză și... Sunt niște tipologii care de la început trebuie implementate pentru a te dezvolta în franciză, știi? Da, 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 da. Și tot așa, am văzut că aveți o grămadă de rețete care le-ați creat voi. Asta trebuie tot timpul înregistrate ca să nu vi le copieze cineva, știi? E foarte important, pentru că dacă e cineva din domeniu și vede, uite cum a făcut acum Raul la cameră, a făcut aia, e o chestie simplă, dar... se poate copia ușor și atunci face și altcineva și îți face o concurență neloială pentru că tu ai muncit pentru rețeta respectivă și te-ai străduit să ai muncit, nu e așa, hai să punem și un, hai să punem mai. Probabil că ați făcut de multe ori, ați gustat, nu? Cum ați... Clar, da. Am avut și foarte mulți oameni care au venit și au gustat. Adică... Ați invitat familia, da, prieteni, exact. Bă, ce părere ai, ce ar mai trebui pus, mai mult sos, mai multă sare, mai multă... Clar, nu? Da. Chiar am încercat. Să chemăm cât mai mulți oameni ca să avem o părere cât mai per ansamblu, nu să facem ceva strict pe placul nostru. Cum ați conceput ca și meniu? A zis, bă, sunt prea multe, sunt prea puține, sunt medii, adică ce v-a determinat să ziceți să avem 15 feluri sau 12 sau 10? Că știi că unele restaurante au meniul ăla gros așa de te plictisesc, așa, alții au doar 3-4 feluri de mâncare. Cum ați ajuns la numărul ăsta? Am încercat să facem produse pentru fiecare om. Adică și fără carne, și cu carne, și cel vegetarian care nu conține carne, nici lactate. Adică am încercat să cuprindem cât mai mult, cât mai amplu. Și sunteți flexibili dacă mie îmi place, de exemplu, nu știu, unul de aici din meniul vostru și zic, băi, vreau ăsta guaca salmon, dar fără, nu știu ce, fără roșii sau fără ceva. Da, adică suntem flexibili. Se pot combina orice ingrediente. Fără nicio problemă. Sunt mulți care zic, domnule, asta e a meu fix și nu schimb sau nu scot sau nu, știi? Da. Suntem foarte flexibili și încercăm să facem pe placul fiecărui om. Adică nu avem, gata, avem asta în meniu și numai asta folosim. Putem să schimbăm orice. Cum vă descurcați cu facultate? Că aici necesită tot timpul din lume să mai aveți timp de sesiune, de învățat, de... Încercăm să ne împărțim cât putem de bine. Că e destul de greu, adică să faci și aia și aia și aia. Nu e imposibil, dar necesită un efort mare. Adică
voi la vârsta voastră nu mai aveți timp de distracții, de ieșit în club, de mers în nu știu unde, nu? Da, nu mai avem timp acum, numai că asta a fost o alegere a noastră de la început, până la urmă, că nu, trebuie să alegi. Adică ori... acum îți construiești viitorul, cum exact, ar veni. Exact, exact. Ori alegi distracții acum, ori o alegi. Asta spun și eu, mai bine muncești la tinerețe când ai capacitate și ai energie, pentru că eu la vârsta mea n-aș mai putea munci 16-17 ore pe zi, 7 zile pe săptămână, că aș ceda... fizic, după 2-3 zile. Și de-aia zic, acum când ești tânăr, trebuie să profiți de timpul ăsta și poți să te distrezi după aia cât vrei. Adică în momentul când ajungi la 30 ceva de ani și ai o stabilitate financiară și banii lucrează pentru tine, cum zice Iancu Guda, după aia poți să te și... Da, da, poți să te distrezi la orice vârstă până la urmă. Să te și distrezi. Deci, până la urmă, vreți să mai deschideți a doua locație sau deocamdată vreți să vedeți cum evoluează și cum merge și cum... Momentan vrem să vedem cum evoluează locația noastră și să ne facem treaba cât mai bine aici și după, pe viitor, să ne gândim la o a doua locație. Voi sunteți acum de 3 luni aici. Da. Cum ți-a părut a treia lună față de prima lună? Mai bună. Mai bună, nu? Da. Din ce punct de vedere? Financiar, ca și clienți, ca și feedback, ca și ce? Ca și feedback, ca și clienți, că avem foarte mulți clienți care comandă constant de la noi. Ca și înseamnă review-uri. Că aveți un produs bun, dacă... Da, avem foarte mulți clienți dacă care... Dacă cineva comandă constant, înseamnă da. Că i-a plăcut și că comandă în continuare. Da, și avem clienți, cum a spus și dumneavoastră, care ne spun nu vreau acest lucru în sandwich sau vreau asta extra sau... Avem... Chiar avem foarte mulți clienți care s-au întors. Controle ați avut de când ați venit aici? Nu, momentan nu. Ca să zic că dacă v-ați uitat la podcastul ăla meu cu oamenii din Spania, au zis că au restaurat de 20 de ani și n-au avut niciun control niciodată de la nimeni. Și mie mi se părea șocant venind în România, unde te năvălesc toate controlele din toate organele, de la miliție locală până la asta de piși pe asta, să stai 20 de ani în restaurant, să... Bă, dar nu vine și mie un control vreodată? Să văd și eu un control cum arată sau ceva. Ei povesteau că aveau doar o firmă asta de audit pe partea de sanepid și asta ca să le... Îi auditeze și le spune în frigider nu amestec aia cu aia și cum se face și la noi, știi, să nu amesteci brânza cu nu știu ce, cu ouăle să le pui nu știu unde și chestii de genul ăsta. Dar control din partea statului în 20 de ani n-au avut niciodată. E foarte important să nu fii stresat de niște factori externi ca să poți să te concentrezi strict pe business. Că dacă, bă, vin controlul, mi-a făcut așa cu degetul, a zis că mă închide, mă, asta, m-a amendat, mi-a dat 10.000 de ron amendă, eu am produs numai 2.000 luna asta. Adică e un stres de ăsta continuu care nu... Îți afectează foarte tare afacerea. Sper să schimbi și la noi, România, mentalitatea asta și să lase oamenii să se dezvolte și să nu caute nod în papără, cum ar veni. Mai sunt situații, tot în România am văzut, în care unul deschide ceva concurențial cu asta și îl cunoaște pe ea de control și trimite controle în continuu ca să îl streseze și să-l închidă. Știi? Adică e bine că n-ați supărat pe nimeni până acum, să zic așa. Da, și sperăm să nu supărăm pe nimeni. Și noi, având bucătăria la vedere... Asta e foarte important și chiar am remarcat și mi-a plăcut că aveți bucătăria la vedere și clienții pot să vadă pe geam cum se gătește, cât e de curat și e foarte, foarte important asta. Încercăm să fim cât mai transparenți. La Conac am făcut la fel și restaurante astea prin Londra unde mănânc eu, la Novikov de exemplu, care e cam top 5 restaurante în Londra, e toată bucătăria deschisă și vezi absolut tot ce se gătește. Adică e un plus pentru voi și... cum să zic, un argument pentru client să vă viziteze. Da. Păi, eu zic că cam am atins cam toate punctele. Îmi place foarte mult parcursul vostru și mai ales a tău cu fotbal, cu informatică, cu restaurant, cu America, cu... Da, e o poveste de viață foarte deosebită, să zic așa, și impulsionezi și pe alți tineri să înțeleagă că nu se poate decât prin muncă, prin seriozitate, prin... implicare, doar așa poți să reușești, da. Doar așa poți să reușești. Ești un exemplu foarte, foarte bun pentru generația voastră. Și toți de altfel, pentru că sunteți o echipă, nu. Clar. Am văzut că e o muncă de echipă și cum ai spus tu, noi ne locuim unul pe altul, pleacă unul, locuiește imediat celălalt, ne completăm. E foarte, foarte important. V-ați certat până acum? Nu, niciodată. Niciodată? Niciodată. Surprinzător. Niciodată. Ăsta a fost și principiul nostru când am plecat la drum. Că nu vrem niciodată să ne certăm nici pe plan financiar, pe niciun plan. Am încercat să fim cât mai receptivi și să fim cât mai onești unii cu ceilalți. Reproșul de genul, băi, Raul, a zis clientul că e mâncarea rece sau ceva, sau eu știu, nu s-a întâmplat, nu? Nu ne reproșăm lucruri între noi. Încercăm să nu... Să discutați constructiv. E foarte important, pentru că vă afectează pe toți până la urmă, știi? Adică dacă voi sunteți o echipă sudată și așa, e foarte, foarte important să fiți uniți, să...
treceți peste micile neînțelegeri sau neplăceri sau asta, pentru că orice om greșește până la urmă. Adică azi greșești tu, mâine greșești el, poi vine ea, după aia el. Deci tot timpul trebuie să vă înțelegeți și să... Doar așa merge, doar așa funcționează lucrurile și orice ceartă, orice conflict, orice asta afectează afacerea și vă afectează pe voi implicit, adică pe toți, știi? Pentru că toți sunteți în afacerea asta implicați și toți trebuie să puneți umărul. Tu te consideri minoritar aici, fiind singura fată, te băieți. Am obișnuit, e ok. Dar nu te persecută fiind fată, nu? Poftim? Nu te persecută fiind fată. Nu, nicio problemă. Am uitat să vă întreb cum v-ați cunoscut, unde v-ați cunoscut. Și tu ești din Brașov, ca și ei, nu? Da, și eu sunt din Brașov. Păi nu-i întreb că sunt frați, știu cum s-au cunoscut. Tu cum ai cunoscut pe ei sau unde v-ați întâlnit? Ați fost colegi de liceu aici la Brașov sau ceva, nu? Nu, întâmplarea v-a făcut ca... Și eu am fost în America cu același program Work and Travel și printr-o pură coincidență m-am... Nimic nu-i întâmplător. Einstein avea o vorbă și am și pus-o la mine pe Facebook ca și titlu, să zic așa, și zicea coincidența este felul lui Dumnezeu de a rămâne anonim, știi? Deci nimic să nu crezi că e întâmplător pe lumea asta. Așa. S-a dovedit a nu fi întâmplător și într-o conjunctură. Eram în apartament la cazarea respectivă, l-am întrebat pe Radu din ce oraș e, din curiozitate, mi-a spus că din Brașov, noi nu ne întâlnisem. Ați venit în același timp în America, nu? Da, da. Și mi s-a părut foarte amuzant că nu ne văzusem până atunci deloc, ne-am cunoscut. Apoi ulterior când... Sunteți de aceeași vârstă? Că nu mai știu. Apropiată. Uh-huh. M-am întors în Brașov un pic mai târziu decât Radu. Dar ați lucrat împreună sau tu ai lucrat în altă parte, acolo în America? Am lucrat în alt restaurant. În alt restaurant. Dar ce profil avea? Tot fructe de mare și mic dejun și cină. Uh-huh. M-am întors în Brașov. M-am întâlnit cu băieții și cum aveam, din cauza diferenței de fusorar, nu puteam să mă odihnesc, mă trezeam tot timpul pe la 4-5 dimineața, ei își începeau programul în Brașov tot așa mai devreme pentru a face chiflele, bagel. Deci și... tu l-ai văzut asociat cu ei de la început sau nu ai lucrat cu ei de la început, nu? Nu de la început și apoi mi-a plăcut foarte tare conceptul și chiflele și ceea ce realizau ei acolo. Și am început fără niciun interes financiar. Voiam doar să particip, să fiu și eu cu ei acolo pentru să-i ajut, cum ar veni. Să-i ajut, da, că ne înțelegeam și ne înțelegem foarte bine. Și de acolo a pornit toată această poveste. Ți-au propus să iei mă cu noi și fii cu noi dacă tot îți place, nu? Da, a venit, cred că, și din partea lor și din partea mea. A fost chimie? Da, da. Și da, acolo, când ați stat în apartament împreună, n-ați discutat de bă, hai să facem un business în România sau ceva? Nu. Nu, totul a venit de la sine. Dar tu i-ai expus după o anumită perioadă că vrei să faci un business. Nu i-ai expus, nu? Adică nu e. Nu. Pentru că nu a fost. Nu erai hotărât atunci, în momentul respectiv. Exact. Mă bucur foarte mult că v-am cunoscut și chiar de când am vorbit prima dată și mi-a spus să vin aici să încerc niște sfaturi și să vă văd afacerea, chiar am simțit că sunteți niște copii buni și copii muncitori și serioși și întrevăd un viitor bun pentru voi și oricând aveți în mine un prieten și un sprijin, oricând aveți nevoie și mă solicitați, o să vă ajut cu mare plăcere. Vă mulțumesc și eu foarte mult și Doamne ajută să meargă treaba bine și să vă văd cu 20 de spații. Da, Doamne ajută. Exact. Ăsta a fost podcastul de azi. Oameni buni, am găsit niște copii pe placul meu care sunt exact după tiparul pe care tot vă povesteam eu, cu muncă multă, cu dăruire, cu cinste, cu punctualitate, cu seriozitate, poți să reușești în viață, altfel nu, niciodată. Doamne ajută, o zi bună.